I-am zis că are 16 ani și are 25 ori! Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Pentru că v-a plăcut foarte mult Ghiceți Vârsta Abonatelor 1, am zis să facem și Ghiceți Vârsta Abonatelor 2, așa că ieri am pus un story pe Instagram și am rugat toate fetele să-mi trimită poze cu ele ca eu să le ghicez vârsta astăzi. În caz că nu mă urmăriți pe Instagram, dați un follow la Ron Niculeț pentru că trebuie să fiți acolo cu mine. Dați un like la episod și încercați să ghiceți vârsta fetelor cu mine. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul Sneak pentru o super reducere. Link în descriere. Deci avem o grămadă de mesaje la asta pe care le-am acceptat. Gândiți-vă ce este în celălalt DM, frate, unde sunt mesaje necitite. Gândiți-vă aici la cereri de mesaje, că aici sunt continuu, mă, nu pot să credeți, sunt conjurat de fete, mă. Hai să luăm o fată random, dăm acceptă la mesaje, ne uităm la poze. Ok. Ok. În prima poză i-aș da mai mulți ani decât în a doua poză, nu știu. În prima poză cred că i-aș da să vreo 18 ani, să-i dau 18 ani, nu știu, are 18 ani, 8, hai bă, are 18 ani, dă-o încolo de treabă, 18 și pune semnul întrebării, așteptăm să ne răspundă. Ne scrie să vedem dacă am de vârsta, hai de odată femeie. Eu să mă uit la părul meu care stă ca naiba până îmi scrie fata asta, aproape. Am ghicit-o pe prima fată, frate, deci dacă zic că are 18 ani și a zis aproape, înseamnă că aproape face 18 ani, adică poate mâine sau poate în 3 ore, nu știu. Altă fată, altă poză, ok, ok, am, stai, nu, anulați, stai să văd. Poza aici, ok, bine, are 19 ani fata asta, are, sigur are 19 ani, trebuie, are 19 ani. Sper să nu dau aiurea ca în episodul trecut, frate, când am zis la o tipă care 12 ani și avea 20, la modul... Da, one more, ție-i de treabă. Continuăm în minunatul meu DM să văd o fată cu o poză. Dacă mă uit așa din unghiul ăsta, o să zic 16, că nu pot mai mult, că așa zice ochiul meu de artist. O, am o viziune de artist și simt așa fata, simt, mă, le simt. Another fată, another poză. Ia să vedem aici o fată care are se uită direct în ochii mei, simt asta, frate. Sau bine, probabil se uită la părul meu care stă ca naiba, că m-am trezit, nu m-ai spălat pe cap. Haide, o să merg pe un 17. Atât e tot ce pot să ofer. Zici că-s Mihai Petre, frate, la România au talent. Nu, chiar nu pot să ofer mai mult, atâta e. O vedem pe Rihanna. Câți ani are Rihanna? Bă, nu vă supărați pe mine, frate, dacă nu vă iau pe toate, că sunteți 1.300.000 de fete. Sper că nu mă înșel, dar nu știu, are o față un pic matură. Aș zice 20, să zic 20. Ghiciți și voi cu mine, bine, cred că acum toată lumea cu ce 20, mă, adică fatule, care 12? Another fată, wow, chica de madre, chica, ia, ia, Puerto Rico. Cred că o să merg din nou pe un 16, că atâta pot vârsta asta, nu știu, deci vârsta asta e cea mai bună, știi de ce? Că dacă are 14, știi, 16, e la mijloc, dacă are 18, 16, la mijloc, deci o dai așa, perfect. Ia să vedem câți ani are Ioana, tu dai seama ce are, simte o fată, frate, adică, cred că e cel mai jignitor lucru, frate, să vezi o fată care are 17 ani, zici că are 12, cu da, oleo! Dragă Ioana, având în vedere soarele care îți luminează chipul angelic, având în vedere intensitatea rujului pe care îl porți pe acele buze suave și moi, o să zic 17, voi am zic 18, dar n-am mai zis 17 și am zis că trebuie să încerc. Tu ai undeva la 13 ani, cam așa, că soarele, știi, îți arată ridurile de aici, știi cum ar veni, la câte riduri am eu aici, trebuia să am 28 de ani să mor. Tu, ia să vedem câți ani ai tu, adică cât îți dau eu, ok, da, e o poză care păcălește ochiul adesea, știi că e alb-negru. Dar având în vedere felul în care această minunată făptură, această entitate extraordinară, ține telefonul în mână, o să-i dau undeva la 17 ani. Elena. Elena, oare câți... Elena, ai ceva ani. Ei bine, Elena, o să merg pe 18 ani la tine. Dar oricum o să o trolez pe una și o să-i zic că are 11 ani, știi? O să fac și asta. La prima fată mai matură pe care o găsesc așa, o să-i zic că are foarte puțin ani, ca să vedem cum reacționează. Să-mi zică, băi, du-te la măta, că ți-am dat și am subscribe și am follow, du-te încolo de terminat, o să mor singur, urâtule. Mai sunt prieteni sau diferiți oameni, băi, Snic, de ce nu răspunzi? De asta, vărule, de asta nu răspund, că nu pot, n-am, nu văd. Maria, să vedem câți ani are Maria. Ei bine, Maria, uitându-mă în ochii tăi,
că în ochii tăi mă uiți și ghicesc câți ani ai. Să zic 18, să nu zic 18, n-ai zice 18, ai zice, da, zice 16, ai zice... Fetele sunt atât de înșelătoare, bă, te păcălesc numai când se uită la tine, bă, nu ai cum să te joci cu, nu ai cum, deci nu te pui cu o fată. O să-i zic Mariei care e 16 și vă rog apreciați că am zis Marie și nu lui Maria. Oh, Larisa, cred că ai vreo 14 ani cam așa, având în vedere background-ul ăla cu frunzele alea și așa și ochelari, da, 14, sigur, aici chiar nu mă înșel pentru că simt. Încă o Larisa. Am înțeles, ok, am înțeles dacă e da. O să zic 20, e nota pe care, adică vârsta pe care am dat-o, am ridicat așa ștafeta, știi cum e. Oricum, când am mai dat scroll, am văzut și băieți care mi-au trimis poză. Mulțumesc, băieți, că mi-ați trimis poză când fac un videoclip numit Ghicez vârsta abonatelor. E ok, sincer. Băieți, vă cer ajutorul, e un pic înșelător pentru că lumină și fată cu de-asta aici machiaj de zi, cum a crimel, ramel de la DSD. Ajutor, băieți, vă rog, nu mă lăsați la greu. Pare mai mare, dar totodată pare așa mai mică, nu știu cum să zic. Nu vreau să zic 13, să aibă 23. Nu vreau. Ana, o să zic 14 ani, te rog frumos să nu te superi. Nu te supăra dacă vezi asta. Ea mi-a trimis o poză și eu știu că e pare mai mică, dar o să zic că ai, o să are 25 de ani. Ulala, Ioana. Oare câți ani ai, Ioana? Bă, o să zic 19 aici, că simt 19. Mai zic 2, dar simt 19 așa. Simt că nu e 20, e 19 ca la mine, știi? E și am 19, dar pare că am 14. Băi, băiatule, dar cum am dormit aseară, vă rog, că văd că e bătălia de la rovine în capul meu, să mor. Deli, eu să zic că are 15 ani, că o văd așa după poză, după prânceană, prișteană aici, știi? Ioana, și Ioana, la Ioana trebuie să întorc telefonul ca să văd care ochi așa ușor verzi, nu, albaștri, vezi, nu văd bine că mă dor ochii. Și e ușor blondă, sau cum se numește culoarea aia, și o să zic că are 15 ani, pentru că simt că are 15 ani. Încă o Ioana, băi, e plin de Ioane, și Ioana e îmbrăcată în roșu, haide! Voi lua o atitudine matură și voi răspunde acestei fete care undeva la 17 17 ani, are 17 ani. Ana, ok, culoarea ochilor, Ana se uită direct în ochi, nu că se uită în ochii mei, se uită prin ochii mei. Ana, prieteni, are 16 ani. Încă o Ioana, că nu m-am plictisit încă de Ioana, că foarte original sunt părinții cu numele de Ioana. Hai că sunt de original, dacă e. Ioana, cred că are 13 ani, mai mult decât sigur, frate, 13 ani. Această fată care a trimis mai multe poze deodată, deci la poza al negru o elimin din start că mă păcălește. Poza în care nu se uită la mine o elimin din start pentru că mă păcălește. Și poza în care se uită la mine o elimin din start pentru că mă păcălește. Deci nu știu câți ani are. Pentru că mă păcălește mereu. 15 trebuie să ai, doamnă BM Buraga 777. Andreea, wow, și fetele cu ochelari te pot păcăli foarte repede. Toate fetele te păcălesc repede. Dacă mă uit foarte bine la Andreea, pot să-i zic că are 16 ani. De care 16 ani și mie cred că vine să strănută. 16 ani. Alexandra, încă un nume foarte original. Da, haide. Da, Alexandra, da. Mozaicul ăsta din spate spune foarte multe despre tine. Cred că voi merge undeva pe vârsta de 17 ani, doamna Alexandra, pentru că arhitectura asta un pic mai veche exprimă foarte multe, nu știu, idei și gânduri neînțelese, dar m-am pierdut, ajutați-mă. Acum hai să vedem câți ani au, pentru că trebuia să fac asta imediat ce le ghiceam vârsta, dar n-au răspuns, mulțumesc fetelor. Hai că am înțeles, Delia, i-am zis că are 15, are 19. Să mor, m-am murit, ești prost. Frate lui Maria, i-am zis că are 16 și are 20. Ioana, i-am zis că are 15, are 19. Hai că da, i-am zis și eu în auci acolo, că mi-e rușine, ce să mai zic. Să zic că unul care are părul ăsta în cap și se filmează pe YouTube că ai 15 ani și de fapt ai 20, ba, asta e nesimțire curată. Deci și eu mi-aș da dislike, mă jur. I-am zis că are 13 și are de fapt 18. Îmi pare super rău. Hai de capul meu. Acestei domnișoare i-am zis că are 15 și are 20, frate. Hai de capul meu. Da, ca să vedeți cât mă pricep eu la capitolul ăsta, frate, la modul chiar, deci să vedeți. Nu știu, dacă îmi cer scuze, nu cred că ajută cu ceva, dar mă simt așa jenat, frate, jur. Adică, na, la mine dacă am 19, dacă îmi zici că am 14, nu mă supăr. Știi că uite, nu mă supăr. Video trecut am ghicit vârsta la 4 fete, acum văd că n-am nimeni niciuna. Ioana i-a zis că are 17, are 18.
17, eram aproape, am de fapt doar una pe care, de fapt n-am niciuna. I-am zis că are 20, are 17, i-am zis că are 17, are 19, hai că da, mă pricep dacă e. Din nou Ioane, i-am zis că are 17, are 18, altă Ioana, că-s multe Ioane, asta e frate, cum ar veni, eram super aproape. I-am zis că are 17, are 19, ce să vezi, oare cum aș fi nimerit eu? I-am zis că are 13 ani, are 17 ani. Asta chiar o merit, jur, merit. Și nu merit o sticlă, dar merit o bâtă, frate. Mustăcioara lui pana corbului. I-am zis că are 16 ani și are 25 ani. Cred că de chestia asta mi-e cel mai rușine, jur. Bă, am înțeles, 14, 17, 18, 15. Bă, dar cu 10 ani mai put. Dă-o încolo de treabă. Îmi pare super rău, frate, jur. N-am vrut, frate, n-am tip. Mamă. Bă, vă zic sincer, mă, m-am uit pe aici, dar tare mi-e rușine să mai răspund la... Deci nu mai vreau să răspund la nicio fată, frate, mie... Jur, mi-a stricat starea, bă. Bă, dar nu mă așteptam, bă, în halul ăsta să fiu de prost, bă, că sunt prost, grămă, deci sunt bătut în cam, nu că prost. Bă, zici că n-am ochi, bă, zici că am ghicit cu ochii închiși, bă, cred că și dacă ghiceam cu ochii închiși, dădeai o poză, tot ziceam, frate, la un moment dat și era bun. Bă, fetelor, acum îmi cer scuze, deci îmi cer scuze tuturor fetelor la care le-am ghicit vârsta și le-am ghicit la toate, la care, deci îmi pare rău, și tuturor fetelor cărora nu le-am răspuns, deși mi-au trimis poză. Facem și a treia parte, poate aveți noroc acolo printre alte 3000 de domnișoare. Data trecută am zis unei fete care 20 avea 15, de data asta am dat-o și mai prost. I-am zis la o fată că avea 15 și avea 26 sau cât Dumnezeu avea. Nu știu de ce, dar mă aștept dacă fac următor episod să zic la o fată care 16 ani și să-mi zică că are 49. Da, cam ăsta a fost episodul. Îmi pare rău că n-am pus imediat vârsta după ce am și ghicit-o, dar n-au răspuns fetele astea, că nu au vrut ele să răspundă. Am zis, băi, la 12 filmez, răspundeți. Hai că răspunde dacă ești Nic. Tu filmează acolo că răspunde, bro, tată. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la rosniculeț, să știți când mai fac video. Să fiți acolo cu mine, să dați like la poze, să vă răspund, să vorbim. Să dați un like la episod și să lăsați un comentariu dacă sunteți la fel de bătuți în cap ca mine, că nu aș vrea să fiu singurul. Aveți grijă de voi și nu uitați să râdeți. V-am pupat! Pa, bă!